Bună și bine v-am regăsit! Am aici lângă mine 10 parfumuri. 10 parfumuri cumpărate blind în 2023. Am ales așa, parfumuri din mai multe categorii, dar și mai ieftine și mai scumpe. A trebuit să-mi pun limite pentru că cu siguranță în colecția mea sunt mai multe parfumuri cumpărate blind care îmi plac foarte mult. Dar am ales 10 și despre ele vreau să vorbim astăzi și vreau să vă mulțumesc pentru sugestii pentru că mi-au fost de mare ajutor. Așa a venit și clipul acesta, așa vor mai veni și altele și așa mi-am dat seama că am de făcut o serie de clipuri de genul acesta, cum acestea au fost cumpărate blind și îmi plac foarte mult. Sunt și multe parfumuri pe care le-am cumpărat blind și nu mi se potrivesc. Vom vorbi și despre ele într-un video, însă astăzi haideți să vorbim despre parfumuri cumpărate blind în 2023 pe care le ador. Haideți să începem cu cel mai nou parfum cumpărat blind din colecția mea. Este vorba despre Oriana de la Parfum de Marly. După cum vedeți, are o sticlă superbă, este de 30 de ml și din punct de vedere al mirosului consider că este un blind reușit. Pentru că despre performanțe încă nu pot să vorbesc, pentru că nu l-am purtat cum se cuvine, dar îmi place foarte mult cum miroase, este un parfum dulce, are o deschidere citrică, fructată, luminoasă și se simte, de la început, se simte combinația aia de flori albe cu bezele, dar se simte și un iz mai fructat. Apoi rămâne un parfum, cum să zic eu, dulce, cu o floare de portocal, are un iz diferit, floarea asta de portocal, combinată cu bezele, deci este o frumusețe de parfum. O să-l port și revin cu impresii, dar da, nu l-am purtat cum se cuvine să pot să vă spun cum persistă sau cum proiectează. Am primit comentarii în sensul ăsta, mi-au spus niște persoane că nu persistă, dar sincer să fiu, n-aș crede că este chiar așa de slab, pentru că este un parfum dulce, este un parfum intens și tind să cred că o să fiu mulțumită și pe partea asta de el, dar până nu-l testez nu am ce să zic. Îmi place foarte mult sticla, îmi doream ceva de la Parfum de Marly, am vrut să iau de Lina sau de Lina la Rose, însă eu am avut un decant de Lina, l-am purtat, mi-a plăcut, apoi am testat destul de multe clone și cumva am regăsit mirosul acela în multe parfumuri și sincer să fiu, n-am avut chef de trandafir. Așa că am mers pe Oriana, care știam că este un parfum dulce și mă bucur tare mult. Îmi place mult de tot cu miroase și o să mai discutăm despre el cu siguranță. Haideți să-l punem pe el aici deoparte și să trecem la următorul parfum. Un parfum în care eu mă regăsesc 100% și dacă mă luam după păreri, nu ajunge la mine acest parfum. Însă nu știu sigur dacă l-am mai pus într-un video de blind, cu siguranță l-am mai pus, dar nu știu dacă l-am luat în 2023 sau la sfârșitul anului trecut, nici nu contează, am vrut neapărat să-l includ în acest video. Dacă nu aș avea atât de multe parfumuri și aș putea să am un parfum semnătură, pentru că, ce să vedeți, am multe și mă regăsesc în multe și nu port un parfum atât de mult timp încât cei din jurul meu să mă recunoască după parfum, deci nu pot să zic că am un parfum semnătură, dar dacă aș avea o colecție mică și aș purta mai mult timp un parfum, aș putea să-l port pe acesta în fiecare zi. Este un parfum foarte frumos, mi se pare un parfum versatil, este dulce, este floral, un pic verde. Chiar mi era teamă că va fi un parfum prea verde, pentru că el nu are, de exemplu, în bază o vanilie și mai multe persoane spuneau că simt vanilie în parfumul acesta și să știți că și eu cred că, deși nu e listată, are ceva care îi dă dulceață și chiar este un parfum dulce. Dar are și o gardenie frumoasă, este un parfum atât de feminin și atât de frumos și atât de puternic, pentru că persistă foarte bine pe mine și îmi place mult de tot mirosul acestui parfum.
Eu mai am în colecție Aura EDT și EDP, am o variantă Travel. Și pot să zic că acesta mi se pare cel mai echilibrat. Îmi plac și celelalte. Aura EDT îmi place vara. EDP-ul aș putea să-l port în această perioadă, de exemplu, și îmi place foarte mult. Însă Aura Sensuel are ceva aparte și mi se pare că este un parfum mai feminin, senzual, așa cum îi spune și denumirea. Este un parfum armonios și foarte frumos. Și da, vi-l recomand cu tot dragul și știu că sunt persoane care au cumpărat parfumul acesta la recomandarea mea și puteți să-mi spuneți părerea voastră despre el în comentarii, chiar sunt curioasă, deși nu i-am mai discutat și este un parfum foarte, foarte iubit. Haideți să mergem mai departe. Hai să mergem mai departe cu acest parfum pe care nu l-am cumpărat. L-am primit, însă era de mult timp pe lista mea și am vrut să-l includ aici pentru că chiar voiam să-l cumpăr și dacă l-aș fi cumpărat nu aș fi dat greș deloc. Acesta este un parfum foarte frumos, cumva am făcusem eu o imagine așa despre el, cum că ar fi un parfum foarte slab, dar nu este deloc așa, chiar mi se pare un parfum foarte intens și foarte feminin. Pudrat, vanilat, dulce, mi se pare și el este un parfum aromat și armonios și dulce, da, probabil că asta cu parfumurile comune te duce cu gândul într-o anumită zonă, dar eu nu pot să zic că seamănă cu un alt parfum. Cumva parfumurile de designer sunt făcute să fie parfumuri iubibile și acesta este unul foarte frumos și știu că are și un preț bun, dar eu mă așteptam, nici de la el nu aveam așteptări, de aceea mi-a fost și teamă să-l comand, cumva mă așteptam să fie un parfum foarte slăbuț, dar nu e deloc așa, mi se pare foarte intens, foarte feminin, mi se pare că este perfect în această perioadă de purtat pe o eșarfă, deși cred că o să trecem la fulare în curând, dar pe un pulover pufos, pe un pulover călduros, este un parfum cozy, este un parfum feminin, foarte frumos este și dacă vreți un parfum accesibil, dacă vă plac parfumurile dulci, mergeți pe satin, căci nu este un parfum slab, este un parfum foarte frumos. Îmi place mult și sticla aceasta, mi se pare așa minimalistă și elegantă și chiar este un parfum foarte feminin și frumos. Și haideți să mergem mai departe cu un alt parfum pe care l-am luat la un schimb, dar a fost blind. Sinceră să fiu, eram în căutarea acestui parfum, așa s-a nimerit să îl găsesc pentru a-l lua la un schimb. Și mă bucur tare mult dacă găsiți, dacă îl mai găsiți pe acesta pe undeva, puneți mâna pe el. Asta dacă vă place originalul La Vie Belle, dacă vă plac aceste parfumuri de la Lancôme. Aici avem, mie îmi place foarte mult și originalul La Vie Belle, dar am folosit acum mai mulți ani o sticlă mare și nu l-am mai luat în colecție. Însă mi-a plăcut, a fost un parfum care mi-a plăcut foarte mult. Aici avem originalul plus acea bază de frișcă și castane. Este un parfum cremos, este un parfum delicios, puternic, persistent și frumos din toate punctele de vedere. Nu știu dacă v-am zis cum se numește, se numește La Vie Belle L'Eau de Parfum Intens. Și ca să puteți să îl detectați, este eșarfa aceasta, este mov, dar și sticla are o nuanță de mov, dacă vă uitați voi bine. Da, este un parfum foarte frumos, mă bucur că l-am în colecție și îmi pare rău că nu se mai găsește. Foarte rău. Trecem mai departe. Haideți să vă arăt, cred că este cel mai ieftin parfum din colecția mea, pe care îl ador și pe care
L-am descoperit în modul acesta, cumpărându-l blind. Este vorba despre Mojo. Mi se pare că, da, este un parfum care se găsește pe Dubai Collection, însă cred că la un moment dat am primit noutățile de pe Dubai Collection și eu îl voiam pe acesta dinainte să apară pe site. Atât de mult m-a cucerit tot ce am citit. Este un parfum inspirat de Mula Mula de la Byron, un parfum pe care nu ai cum să pui mâna pur și simplu pentru că la noi nu se găsește. Dar asta este, ce să facem? Mojo este un parfum, cred că da, este cel mai ieftin dintre parfumurile de astăzi. Cred că este și cel mai ieftin parfum din colecția mea pe care îl ador. Cred că la 80 de lei se găsește pe site și m-a cucerit, pur și simplu. Are capacul acesta cu magnet, are o sticlă simplă și îmi place foarte mult cum miroase. Este un parfum fructat, dulce, caramelicios, vanilat. Îl ador pe Mojo și nu vreau să mai insist cu el pentru că de foarte multe ori v-am povestit despre Mojo. Am și o sticlă de backup. Da, un parfum ieftin și bun, descoperit în modul acesta blind și un parfum pe care îl ador. La fel vă spun și vouă, dacă nu l-ați testat și vă plac parfumurile dulci, nu aveți cum să-l ratați pe acesta și dacă îl cumpărați blind, nu pierdeți nicio sumă foarte mare, însă nici nu cred că dați greș cu el, sincer. Da, nu, prețul nu spune nimic despre acest parfum, mie mi se pare un parfum bun din toate punctele de vedere. Crystal Love de la Attar Collection. Ador acest parfum, este superb în perioada rece și numai în perioada rece pentru că este un parfum dulce și foarte puternic. Vă spuneam eu că mi se pare că se duce în zona la Dansa de Lelibelule și da, sunt și acum vă spun același lucru, că mi se pare că se duce în zona la Dansa de Lelibelule, dar are ceva al lui. Și Casablanca se duce în zona lui la Dansa de Lelibelule, de la Nobile, dar tot are ceva al lui. Deci se duc într-o direcție, însă sunt diferite. Pe acesta l-am descoperit într-o perioadă, cred că era mai cald afară. Acum pot să zic că mi se pare foarte potrivit. Este genul ăla de parfum care umple camera și mirosul rămâne în cameră când îl folosești mult timp, adică lasă dâră, să zic așa. Este un parfum care rămâne pe haine și după ce le speli. Foarte puternic este. E dulce, este gurmand, dar genul acela de parfum dulce gurmand dus în zona aceea de sexy și seducător. Se simte și ciocolata, inițial n-am simțit-o, dar cred că s-a mai și așezat el. Și da, este ciocolatos, este dulce, caramelicios, un pic afumat, v-am mai zis eu și atunci, dar foarte puțin. Dar îmi place și despre el, părerile sunt împărțite, dar nu am avut, cum să zic, a fost peste așteptările mele parfumul acesta, mai ales că nu mă așteptam să fie atât de puternic. Îmi place tare mult și sticla, este un parfum foarte, foarte frumos și foarte bun. Și mergem mai departe cu acest Star de la Maubusson. Știți că l-am desfăcut împreună cu voi într-un video și vreau să vă spun că îmi place atât de mult acum încât mi-aș mai cumpăra o sticlă de backup, însă nu se mai găsește pe niciunde. Nu știu ce au făcut cu parfumul acesta, cum a dispărut de pe toate site-urile, nu mai sunt stocuri și
Îmi pare rău pentru că eu căutam o sticlă de backup. Pe depozitul de cosmetici a fost la un moment dat la un preț foarte mic și probabil că s-a cumpărat foarte mult. Aici avem un iris, avem o parte florală și o parte gurmandă. Eu l-am testat pe acesta, i-am făcut unboxing atunci când nu era perioada potrivită pentru el. Era destul de cald afară, este cel mai potrivit și am început să iubesc acest parfum purtându-l. Se dezvoltă atât de frumos și este atât de puternic. Sinceră să fiu, eu nu mai cunosc o combinație de genul acesta. Un parfum cu flori, un parfum cu un iris catifelat, îmbrăcat într-o bezea arsă, este superb. Este superb. Mă duce un pic cu gândul la By the Fireplace, dar aici avem și un iris. Mi se pare că irisul acesta îl face să fie un parfum feminin și totodată cozy. Pe By the Fireplace îl văd doar în zona asta de parfum pentru o stare bună, un parfum care aduce amintiri, un parfum de stare. Pe Star nu îl văd doar un parfum de stare, pe Star îl văd un parfum și feminin și gurmand, puternic, persistent. Deci este foarte bun parfumul acesta, mai ales pentru prețul lui și v-am zis eu că în clipurile de haul sau în unboxing-uri părerile nu sunt atât de relevante pentru că poți să descoperi altceva. Poți să descoperi purtând un parfum că te duce într-o altă zonă. De fapt așa îl descoperi, purtându-l. Nu la primul nas, sub nicio formă. Deci, pe Mobusan Star l-am descoperit purtându-l și mi-am dat seama că este un parfum unic și foarte frumos și foarte bun. Știu că poate ați simțit dezamăgire în unboxing, dar v-am zis, nu era nici perioada potrivită pentru a testa acest parfum, pentru că era cald și acesta mi se pare cu siguranță un parfum pentru perioada rece, pentru că este foarte puternic și este și dulce și lemnos și floral și așa mai departe, este o combinație foarte frumoasă. Dar vi-l recomand cu tot dragul dacă vedeți că apare pe site-uri și nu l-ați testat și vă plac parfumurile dulci și puternice, dați-i o șansă lui Star de la Mobusan. Și mergem mai departe cu un alt parfum pe care l-am luat la un schimb, dar blind. Nu cunoșteam acest parfum. Aici avem un parfum cu caramel. Este un parfum princesistic, cum îmi place mie să spun, și îl pun în aceeași categorie cu Oriana și cu Lorine. Seamănă foarte bine și sunt amândouă parfumuri girly, parfumuri dulci. Vai cât de bine miroase și acesta. Aici avem un caramel, dar un caramel cumva lăptos, foarte feminin. Și aș putea să zic că este un parfum care este ceva mai comun. Da, este un miros mai comun și mie îmi plac foarte mult aceste parfumuri pentru că îmi plac parfumurile iubibile. Dacă pe Oriana nu vi-l recomand neapărat blind, cu acesta nu aveți cum să dați greș. Eu am mai regăsit izul acesta, desigur că nu este un alt parfum care să fie la fel ca și Gran Ballo, dar am mai regăsit izul acesta în Gucci. O să vă pun sticla pe ecran pentru că nu mai știu exact cum se numea, Gorgeous Gardenia parcă, da, așa. Și am mai regăsit caramelul acesta în Juicy Couture, Viva la Juicy Gold Couture, parcă așa se numea și acela. Deci sunt și alte parfumuri care se duc în zona asta, cum este Gran Ballo. Nu este niciunul ca el, dar este un parfum frumos, prințesistic, te duce
instant cu gândul la această culoare când îl miroși și l-am iubit de la primul puf. Ce să zic, nici nu aveam îndoieli, eram sigură că o să-mi placă, nu este genul acela de parfum de nișă ciudat sau complex, atât de complex încât să ai nevoie de timp să-l înțelegi. Nu, mi se pare un parfum iubibil, un parfum frumos, girly, potrivit așa, nu știu, îl văd destul de versatil. Dar e foarte frumos și foarte drăguț. Mai avem două parfumuri despre care să vorbim, iar unul dintre acestea este Encore, de la Teo Cabanel. Eu v-am mai povestit despre el, l-am luat la un schimb și cred că l-am luat vara. Să știți că merge purtat și în perioada caldă, fără probleme, doar că mi se pare mult mai potrivit în perioada rece. Nu știu, are niște condimente acolo. Sincer să fiu, nici nu știu ce note are, doar că simt o combinație de condimente care pe mine mă duc cu gândul la un pumpkin spice latte, dar mai simt și un iris foarte frumos și cremos. Chiar este un parfum cremos. Miroase foarte bine și vă spuneam că nu știu notele, dar de cele mai multe nici nu contează asta, pentru că de cele mai multe ori, uitându-ne peste note, ne dăm seama că ne așteptam la un alt miros, deci nu contează notele. Cel mai mult simt un iris. Este și un parfum dulce, dar nu prea dulce, și se simte o combinație de condimente. Nu este super condimentat, doar că mă duce cu gândul la pumpkin spice latte, mă duce cu gândul la dovleac, poate la dovleac copt. Este un parfum aparte, nu face parte din categoria aceea de parfumuri iubibile, de parfumuri ușor de înțeles, nu. Mi se pare un parfum complex, un parfum pe care îl descoperi purtându-l, așa l-am descoperit și eu și am descoperit că este un parfum foarte puternic, foarte intens și diferit. Mi-a zis din nou fetița mea că miroase a bubble tea. Nu știu de ce duce acest miros în zona de bubble tea, cum cred că și la Black Orchid de la Tom Ford a simțit același iz de bubble tea. Așa asociază ea, nu știu. Pe mine v-am zis, mă duce cu gândul la un pumpkin spice latte, mă duce cu gândul la dovleac, mă duce cu gândul la toamnă. Este un parfum foarte frumos și îmi place că este unic, n-am mai mirosit ceva de genul acesta. L-am luat eu blind, dar chiar cred că am făcut o alegere bună. Și ultimul parfum despre care vorbim astăzi este Amouage Honor 43. Un parfum după care eu întind mâna atunci când ies undeva, are o doză de seriozitate, să zic așa. Este un parfum feminin, dar și un parfum versatil, aș spune, și prima dată când l-am mirosit am zis, oh, ce e aici? Este ceva altfel decât am mirosit eu până acum. Avem o combinație de flori și piele, are ceva dark în el parfumul acesta, deși deschiderea este una proaspătă și acrișoară, cred că de la rubarbă, nu pot să zic că simt condimentele din deschidere, deci nu simt coriandru. Parcă are piper și coriandru în deschidere, nu simt nici una, nici alta. Nu este un parfum de cumpărat blind, clar, dar v-am zis, l-am descoperit și l-am îndrăgit și îmi place foarte mult după ce l-am purtat și chiar l-am purtat. Are o piele întoarsă, probabil, e o piele catifelată care îi dă putere și care însoțește acele flori albe. Știu că este un parfum care are tuberoze, eu nu simt izul de tuberoze pe care îl simt în alte parfumuri, dar per total așa este un parfum proaspăt, dar nu genul acela de parfum proaspăt pe care îl porți vara. Primăvara, da, este un parfum potrivit de primăvară, dar merge foarte bine și acum. Deși mi se pare că este un parfum așa, mai rece. Nu știu de ce îmi inspiră asta. Și este
Combinația asta de flori cremoase este susținută de acea piele catifelată, eu așa îl simt, așa îl simt eu. Ei bine, cam atât pentru astăzi, sper că v-a plăcut acest clip, încă o dată vă mulțumesc pentru sugestii și dacă mai aveți, cu mare, mare drag le aștept în comentarii. Spuneți-mi și voi ce parfumuri ați cumpărat blind, nu știu, poate cel mai nou parfum din colecția voastră, cumpărat blind, de care vă bucurați acum. Știu că de multe ori îi dăm greș, dar se întâmplă să avem și minunății de care ne bucurăm. Noi ne vedem în curând cu un video nou, însă până atunci nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, puteți să împărtășiți aceste clipuri parfumate și cu prietenii voștri. Și mă găsiți și pe Instagram, dacă vreți să vedeți, postez acolo zilnic, am început să postez și pe TikTok, deci mă găsiți și acolo, găsiți în descriere toate informațiile. Până data viitoare, v-am pupat! Pa, pa!